Ca mai toți copiii de vârsta mea, după ce terminam cursurile la școală, mă îndreptam spre locul de muncă al mamei mele, care era asistentă la o maternitate. Așa se face că încă din copilărie am auzit o sumedenie de povești despre izbânzi, supermedici, dar și greșeli regretabile, făcute în mod egal atât de ginecologi bărbați, dar și femei. Și totuși, atunci când a fost să aleg cu cine voi naște, am ales o femeie. Sunt bărbații mai buni ginecologi, așa cum se spune de atât amar de vreme? Vom vedea la Vânătoarea de Clișee. Bun găsit! Invitatele mele de astăzi sunt Lara Andronescu, medic specialist obstetrică ginecologie, și Iulia Alexa, revista Psihologie. Bine ați venit! Cum ai ales să devii medic specialist în obstetrică ginecologie? Toată facultatea am zis că nu voi face obstetrică ginecologie și destinul a fost să fac obstetrică ginecologie. Deci nu pot să spun că am ales. Așa a fost să fie. Aveai mulți colegi bărbați în facultate care au optat pentru aceeași... Da. Mai am doi colegi care au făcut obstetrică ginecologie. Și care e motivul? Care era baza pe care s-a ales această specializare? Sau cum ați distins din toate celelalte? Dintotdeauna mi-am dorit o specialitate chirurgicală. Uh-huh. M-am păcălit zicându-mi că obstetrica ginecologie este mai ușoară. Am greșit, nu este deloc ușoară, este foarte grea, îți solicită viața foarte mult, dar asta este. De ce se spune că bărbații sunt mai pricepuți în meseria asta? Probabil e tot un stereotip legat de faptul că figurile cele mai pregnante, cam în orice meserie, inclusiv în medicină, sunt masculine. Și bucătari, și diverse meserii asociate stereotipic cu femeia, totuși au ca reprezentanți de frunte bărbații. Are de-a face oare cu modul în care privim noi bărbatul, faptul că îi acordăm încredere, faptul că, nu știu, simțim că emană forță? Cred că la întrebarea asta răspunsul nu poate fi decât unul foarte general. Până la urmă, cred că ar trebui făcute niște studii despre opiniile femeilor în mare, despre competențele chirurgicale ale bărbaților, nu doar pe ginecologie. Cum definim un medic bun? Ce calități trebuie să aibă? Trebuie să fie inteligent, trebuie să fie uman, trebuie să fie răbdător, trebuie să fie și spontan uneori, trebuie să fie calm, mult prea multe calități uneori. Și le putem grupa în calități masculine sau feminine, în vreun fel? Din punctul meu de vedere, nu. Poate femeia este obișnuită să-i fie viața un pic mai ușoară, nu toate femeile. Pentru că și atunci când conduci, o femeie conduce mai, se zice că o femeie conduce mai prost decât un bărbat. Și de multe ori când conduc și mă deranjează șoferul, stau să mă uit să văd dacă e femeie sau bărbat. O femeie parchează mai prost decât un bărbat. Dar pentru că aici te pot contrazice. Există studii care contrazic ceea ce excepțional, mă bucur. Asta. Mă bucur. Ideea este în mai mult timp. Da, parchează în 21 de secunde față de 16 secunde bărbatul. Bărbatul parchează mai repede, dar parchează de multe ori mai excepțional. Prost. Ideea este că femeia este obișnuită să nu facă anumite lucruri. Eu cred că este foarte important educația cu care pornești de mic. E important să o faci. Dar ce se spune în facultate, de exemplu? Profesorul din facultate, în momentul în care tu vei deveni specialist în obstetrică ginecologie, cum te învață să te comporți sau cum te tratează femeie? Nu, în facultate nu știi ce specialitate ai să faci. Nu știi. În rezidențiat. În rezidențiat, la suprafață, toată lumea te tratează la fel. Și norocul nostru, al doctorilor tineri, este că există multe femei obstetricieni, ginecologi, care te pot învăța și îți pot arăta. Deci, lumea te tratează normal. La primul control medical serios, alegerea medicului îi aparține de regulă mamei. În general, prima opțiune este chiar medicul personal, dar genul acestuia atârnă greu în balanță. De obicei sunt preferate femeile din motive de pudoare. De două ori pe an, mama doamnei Bilă merge la ginecolog. E un om serios, îl știe de ani buni și are încredere în el ca în preot și în coafeză. Au trecut prin toate împreună, au adus pe lume doi copii și tot împreună s-au bucurat când primul născut a intrat la facultate sau când a devenit bărbat. Acum e rândul doamnei Bilă să-l cunoască, dar parcă nu se simte pregătită să se dezvelească de secrete în fața unui bărbat, oricât de specialist spune mama că e. La prima vizită la ginecolog ar vrea, cu riscul de a o supăra pe mama, să o vadă o femeie. Uite, eu înțeleg pe doamna Bilă. Practic, gândesc exact la fel ca ea. Și, de asemenea, aș putea să spun că și mama mea are exact mentalitatea mamei doamnei Bilă. Doamna Bilă are noroc. Medicul e ginecolog, n-a plecat din țară să profeseze pe un salariu mai mare în altă parte. Slavă Domnului!
Deci se putea întâmpla mai rău. Cred că o femeie ginecolog totuși ar fi la fel de în regulă. E foarte interesant că vorbim despre o doamnă dintr-o generație mai tânără care are mari rezerve să meargă la un bărbat ginecolog. Eu cred că de fapt e o chestie culturală. În comunism, a fi ginecolog era o meserie foarte grea. Nu atât jobul în sine, cât toate implicațiile sociale. Dacă cineva era însărcinat, trebuia să o declari. Dacă te prindea cineva că n-ai declarat că e însărcinată, erai urmărit de poliție. Era o meserie foarte riscantă. Era așa un fel de James Bond al spitalelor. Drept pentru care o femeie era mai puțin dornică să riște pentru lucruri de genul ăsta. Și de aici și prietenia asta între femei și ginecologilor, care nu le lasă la greu. Dar eu cred că am depășit momentul ăla. Cred că în momentul ăsta o femeie ginecolog poate fi chiar o alternativă mai prietenoasă decât prietenul Bond, James Bond. Am multe prietene care merg la bărbați pentru că m-au auzit ele că într-adevăr sunt profesioniști mai buni. La mine lucrul ăsta chiar n-a funcționat. Eu am ales o doamnă doctor pentru că mă simt mai bine în prezența unei femei într-un context de felul ăsta. Depinde iarăși de alegere și de alegere personală. Iar încrederea mamei doamnei Bilă, bănuiesc că și bunică deja, mamă cu siguranță, că a născut deja de două ori cu domnul ginecolog, s-a construit în timp. Dar iată cum o generație mai tânără are mari rezerve și mă întreb de unde vin reticențele, este foarte interesant, de unde vin reticențele în secolul 21, vis-a-vis de un asemenea subiect. Nu cred că ar avea vreo problemă să meargă totuși la un bărbat ginecolog. Deși, ar avea mai mare încredere oare într-o femeie? O femeie, când ajungea la ginecolog și vroia să scape de o sarcină, era deja prea târziu în comunism. Și părea că ginecologul e prietenul care nu i-a fost soțul. Drept pentru care cred că era așa un fel de camaraderie oarecum deplasată. Și nu, n-aș vrea un astfel de camarad. Cine și-ar dori? E doar o prejudecată, nu știu, e pur și simplu o chestiune de alegere, de circumstanțe, de ce zice mama, deci ce îți recomandă prietena cea mai bună. Sunt multe variabile care duc la o alegere de felul ăsta. Ginecologul trebuie să fie și un fiind diplomat și un bun psiholog. Sunt astea calități specifice bărbatului sau pe care mulți bărbați se pot lăuda că le au? Iarăși cred că răspunsul ar fi unul foarte general, dar revin la ideea că femeile au drept primă opțiune o femeie ginecolog, tocmai pentru că se bazează pe ideea de empatie și că vor fi înțelese mai ușor și de către o femeie care practic le împărtășește condiția. Însă mi se pare relevant un alt fapt. Am citit de curând un studiu în care se spunea că inclusiv în terapie și în psihologie sunt mai multe femei terapeut, psihoterapeut la cabinet, media în lume chiar, decât bărbați, pentru că bărbații tind să urmeze cariere la vârf în cercetare și lucrează mai puțin în cabinet. Și interpretarea ar fi fost că totuși femeile tind să-și aleagă meserii în care relația interumană e foarte importantă. Au contact direct cu omul. Da, da, da. Poate că pe undeva se poate stabili o paralelă. Primul ginecolog de multe ori este o femeie pentru că alegerea se face și la o vârstă la care pudoarea atinge cote maxime. De ce totuși după aceea multe femei migrează către bărbați? Nu știu, asta nu am auzit. Nu există cazuri sau nu ai avut cazuri în care au plecat dintr-o parte în alta sau au plecat? Categoric. Da, pacientele tot timpul migrează. Că migrează de la o femeie la alta, de la o femeie la un bărbat, de la un bărbat la o femeie. Migrează. Nu, adică eu chiar am prietene care au fost la același ginecolog ca mine, femeie sau la o altă femeie și, în mod clar, după un control, două au plecat și au vrut să meargă la un ginecolog bărbat. Cred că este o lipsă de încredere, din păcate. Ține de modul în care privim noi, asociem femeia cu, nu știu, științele exacte, de exemplu, sau cu... Poate au căzut și ele pora de acelui stereotip pe care îl discutăm azi, că bărbații sunt the best in everything. Explicația poate fi mai simplă decât... Cine preferă femeile ginecologi? Eu cred că, scuză-mă că te întrerup, cred că uneori femeile se supun mai ușor unui bărbat decât unei alte femei. Pentru că este vorba și de o supunere.
Adică te duci, te așezi pe masă într-o poziție total neplăcută și ești pusă într-o situație total neplăcută și trebuie să te supui într-un fel. Aha. Și atunci uneori unui bărbat este mai ușor să te supui decât unei alte femei pe care o vezi într-un fel mai egal a ta. Și oare această poziție incomodă și ușor, nu știu dacă umilitoare, dar pe care multe femei o percep ca ușor umilitoare, ușor mai mult umilitoare și foarte intruzivă și foarte deranjantă, nu a fost inventată tot de primii medici care au fost tot bărbați? Se spune chiar că poziția naturală pentru naștere este din picioare, oricât ne place sau nu să avem această imagine. Și nu culcat pe un pat, cum ar prefera un bărbat ca să nu se aplece, să nu își strice cumva coloana. Natural, femeile nu stau în pădure, pe câmp. Dar din picioare, adică nu se așezau pe o masă în pădure, mă gândesc. Da, cred că și pentru o femeie doctriță este mai ușor ca pacientea să fie pe masă și manevrele pe care le face obstetricale sunt mai ușor de făcut atât timp cât pacientea este așezată pe masă într-o poziție ginecologică. Deci este vorba de siguranța copilului. Se poate spune că femeile au, femeile ginecologi au niște calități pe care bărbații nu le au și bărbații le au în detrimentul femeilor? Adică sunt lucruri profund feminine care le ajută în această meserie și masculine care le lipsesc? N-aș putea spune ceva exact, aș putea spune că este foarte importantă calitatea umană. Este vorba de om. Atâta. Nu neapărat bărbat sau femeie, este vorba de un om care practică un act medical și care trebuie să fie implicat 100% și dăruit 100% și să-i pese și să aibă răbdare și să fie acolo. Cam mult. Cam greu. Mai mult decât în orice relație doctor-pacient, cea cu ginecologul se bazează foarte mult pe încredere și confort. Medicul devine cel mai apropiat confident. Îi vei spune lucruri pe care nu le-ai spune nici mamei, nici cele mai apropiate prietene. Povești despre ginecoloage a auzit doamna Bilă de tot felul. Ba că doctorițele le vorbesc urât pacientelor. Ba că meseria le-a dezumanizat atât de tare încât și-au pierdut feminitatea. Ba pur și simplu că sunt femei și nu prea le duce capul. A intrat tremurând în cabinetul în care se zgâia la ea hidoasa masă de consultații. Dar când a întors instinctiv privirea, s-a agățat cu toate puterile de zâmbetul deschis și de privirea caldă a celei mai blajine doctorițe pe care și-a putut-o închipui. A știut atunci că va fi o prietenie pe viață. Mă bucur pentru doamna Bilă. Uite, a găsit un medic competent și plin de compasiune. Ceea ce ne dorim pentru fiecare dintre noi. Și este și femeie, că putea la fel de bine să fie bărbat, nu? Eu, de exemplu, am norocul să îmi permit un abonament la o clinică privată de sănătate și acolo toată lumea e drăguță. De fapt, dacă stai să pui lucrurile pe hârtie și sumele, costă mai puțin să mergi la o clinică privată decât să plătești asigurările în sistemul de stat, pe cuvânt. Acolo fie medici, fie ei, doctori, fie doctorițe, toți sunt dispuși să te facă nu doar bine, ci să te facă să te simți bine, în general. Vă recomand să încercați experiența asta. Cine nu e atât de imposibil să-ți permiți lucrul ăsta? Cred că ar trebui să încurajăm lucrul ăsta. Eu nu înțeleg amănuntul ăsta referitor la ginecologi în general, femei sau bărbați. De ce trebuie să construiești o relație cu ginecologul tău? Este un medic la care mergi o dată de două ori pe an pentru că trebuie să mergi, nu-i așa? Să-ți faci niște controle uzuale? Eu sunt convinsă că există femei ginecolog la fel de bune ca și bărbații ginecolog. Așa cum există femei stomatologi la fel de bune ca și bărbații stomatologi. Și, mă rog, lista poate să continue. Da, cu siguranță că și are rădăcinile în preconcepția asta legată de bărbații sunt mai buni profesioniști în anumite domenii. De fapt, nu e o preconcepție, e un adevăr. Fiecare sex are propriile calități și inclinații și face anumite lucruri mai bine. Să dăm cezarului ceea cezarului. Însă, în cazul ăsta, nu cred că medicii ginecologi, sau nu știu, din propria experiență și din ce am mai auzit printre prieteni, chiar nu cred că e o regulă. Dar da, empatia și căldura și emoția feminității, nu știu, eu cred că fac dintr-un medic un medic mai bun, nu un medic mai prost. Cine preferă femeile ginecolog și cine preferă bărbați? Dacă ar exista, nu știu, categorii de vârstă, de preferințe în general, temperamente, stiluri de viață, am putea să categorizăm un pic? Iarăși cred că mai
relevant ar fi un studiu pe tema asta decât o opinie așa culeasă din aer, dar cred că o femeie mai temătoare și mai timidă se va duce întotdeauna la o altă femeie. Tocmai pentru a nu se simți, pe de o parte, umilită și supusă și într-un raport de forțe foarte clar. Asta contrazice un pic, atunci o femeie puternică n-ar trebui să se ducă la un bărbat ca să nu fie dominată. Asta zic, discutăm foarte general, dar cred că, nu știu, din ce aud eu, adolescentele întotdeauna se vor duce la o altă femeie. Poate tocmai pentru că mai mult sau mai puțin conștient intră într-un fel de relație maternă cu acea doctoriță. Și primul contact. Da, probabil, firește. Și femeile din mediul rural se vor duce tot la o femeie, sau vor prefera o femeie. Mă rog, acum educația medicală în mediul rural din România e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, nu știu ce femeie din... Ați avut paciente care să vă mărturisească că v-au ales pentru că sunteți femeie? Da. Da. Multe? Nu foarte multe, dar au existat. Și care ar fi o trăsătură de bază? Sau de ce v-au ales? Că sunteți femeie pentru că v-au și dat explicații sau v-au zis doar pentru că sunteți femeie? Aveau rușine să se dezbrace în fața unui bărbat. Simplu. Doare. Da. Și după aceea v-au rămas fidele. Da. Nu au migrat, cum spuneam că la un moment dat. Nu au migrat, iar eu am făcut tot posibilul să se simtă cât mai bine. Bărbat sau femeie, important este să ajungi la medic. Da. Putem să educăm femeile sau în ce mod putem să le transmitem că bărbat sau femeie, important este să conștientizeze că este, sănătatea lor este cea mai importantă și să aibă încredere în medic, pentru că medicul respectiv până la urmă nu a muncit pentru asta și a învățat pentru asta și să-i acorde o șansă. Cum putem să le educăm în direcția aceasta? Cred sau că începând din școală. Așa. Începând din școală. Și cred că este foarte important când o pacientă își alege medicul să caute mai mult înainte. Adică să nu te duci prima de la prima persoană pe care o întâlnești. Te documentezi, întrebi. Și cred că e important și să urmezi ce spune doctorul, pentru că multe paciente vin odată, fac, după care uită și nu mai revin. Și mai este iar o parte foarte importantă în obstetrică și ginecologie. Eu cred că medicina merge pe supra-specializare. Asta înseamnă că un medic ginecolog își ia o competență de colposcopie și este bun pe această parte. Altul își ia o competență de ecografie și este bun pe cealaltă parte. Fiecare trebuie să facă o secțiune. Un doctor care face tot, e mai greu. Deci te duci la un doctor pentru o colposcopie și faci o colposcopie. Te duci la un doctor pentru o ecografie și faci ecografie. Te duci cu un doctor pentru o naștere, deci pentru partea de obstetrică. Deci fiecare își împarte. Da, nu riscăm un pic să ajungem în acel punct în care, mama mea fiind de modă veche și fiind asistentă acum 20 de ani și acum un an, doi, într-o maternitate, mi-a zis, măi, medicii de astăzi se bazează exclusiv pe ecografie. Ei nu mai știu să palpeze, nu mai știu să, din ceea ce văd ei, din propriile lor observații, să judece un caz. Lor le trebuie tehnica. Dacă nu merge ecograful, poți să naști singură. Da, este adevărat, dar ecografia este o invenție absolut fenomenală. Obstetrică în ziua de astăzi fără ecografie nu se mai poate face. Evaluarea corectă a fătului se face ecografic. Cu ecograful poți să salvezi un copil. Așa este. Așa este. Până la urmă e și tehnica bună la ceva. Avem soluții pentru mediul rural în care educația există, dar lipsește cu desăvârșire? Păi, nu știu, un fel de misionarism să ducă oamenii în echipă. Și cu pancarta, veniți la medic sau iată ce vi se poate întâmpla dacă nu. Mi se pare că România stă foarte prost, inclusiv la capitolul teste Papanicolae efectuate anual, adică incidența cancerului de col uterin e fricoșătoare într-o țară europeană totuși. Nu suntem la Kabul sau... Adică educația sanitară e într-adevăr lamentabilă la noi și nu ține doar de ginecologie. Știu că românii nu se duc la dentist, de exemplu. Ginecologul are un statut aparte și în viața ta personală. Nu numai că ți este apropiat în momentele intime, dar atunci când alegi să devii mamă, el este și primul care îți va ține puiul în brațe. Pe cine vrei să vadă copilul tău prima oară? Când a ales să devină mamă, la buna ei doctorița a mers, doamna Bilă, însoțită de domnul Arc. Au ascultat amândoi sfaturile femeii, ea însă și mama a trei copii minunați și s-au bucurat împreună de primele bătăi de inimă ale pruncului lor. Ea a fost prima care a știut că e o fetiță. I-au împărtășit numele și i-au acordat încrederea de a fi prima care îi zâmbește cald la venirea pe lume. Iar când va veni vremea, tot la ea o va duce doamna Bilă pentru primul control ca femeie. Deci se poate. Există șanse pentru femeile ginecolog.
Uite ce cred. O femeie medic-ginecolog este 2 în 1. Și moașă și medic în același timp. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, e mai bună decât un medic-ginecolog bărbat. Din alt punct de vedere, este doar un medic. Nu înțeleg de ce trebuie să fie o prietenie pe viață cu medicul tău, ginecolog, urolog și așa mai departe. Nu, trebuie să fie o relație deschisă, dar pot să înțeleg că mergi cu teamă la orice fel de medic, mai ales la medicul ginecolog. Și cred că de aici dorința doamnei Bilă de a o întâmpina o față cel puțin prietenoasă. Pe mai departe va vedea ce se va întâmpla. Nu știu, cred că e foarte interesant și frumos momentul ăla în care auzi bătăile inimii copilului. Medicul, sexul medicului ți-l alegi în funcție de propriul confort. Nu face diferența între un bun și un prost profesionist, sexul. Până la urmă, medicul ăla e un om, nu? Care se bucură pentru pacientul lui că o să aibă un copil, etc. E unul dintre cele mai importante momente din viața femeii respective, nu? Și eu cred că și o femeie și un bărbat știu să se bucură pentru pacienta lor în același fel. Poate că sunt nuanțe diferite, dar în esență situația e destul de simplă, nu? X are un copil, Y îl ajută pe X să aducă copilul pe lume, mare bucurie. Nu e ușor să vezi o asemenea masă. E seamănă cu o masă de tortură, îmi imaginez. Că așa arătau cândva și mesele de tortură. Și probabil că de aici și teama doamnei Bilă. Pe de altă parte, medicul nu trebuie să fie uman. Este o meserie ca oricare alta. Și îmi imaginez că vede 15-20 de paciente pe zi. Însă fiecare dintre ele își dorește ca acel medic, femeie sau bărbat, să aibă o relație personală așezată cu el. Și de aici și pretențiile mari. Iar miturile referitoare la doamnele ginecolog care țipă la paciente și care sperie pacientele oricum înfricoșate, sunt multe și sunt. Așa e, există. Trebuie doar să le depășești. E posibil să credem că un bărbat medic ginecolog este mai competent și să credem că al alege pentru o problemă gravă de sănătate e mai potrivit decât o femeie medic ginecolog, pentru că o să știe mai bine cum să ne aducă pe calea cea bună, cum să ne facă sănătoase. Dar probabil că este un alt clișeu, pentru că eu nu cred că există vreun studiu pe lumea asta care poate să demonstreze că un bărbat este mai potrivit pentru meseria asta decât o femeie și că o femeie n-are cum să-l întreagă în veci pururi. Dar este posibil, ca și percepție, să fim tributare și să alegem un medic ginecolog bărbat pentru o problemă gravă și să preferăm un medic ginecolog pe femeie pentru o naștere, care în fond, cât de complicată poate să fie, sau cel mai adesea, e o chestiune de rutină. Pe final de emisiune, putem să tragem o concluzie? Sunt bărbații mai buni ginecologi decât femeile? Părere personală. Personal nu cred. Cred că contează calitatea umană și intelectuală și contează omul în sine. Că e femeie, că e bărbat, n-ai nicio importanță. Și pe cine a avut profesor? Am avut pe profesorul Pelinescu. Sunt bărbații mai buni. Eu aș vrea să mă abțin, pentru că în general prefer să am suficiente date obiective ca să dau un răspuns. Okay. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Aceasta a fost Vânătoarea de Clișee. Sunt Ina Ilie și vă doresc o bine. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.